Sezonul lung și uzura jucătoarelor sunt problemele cu care se confruntă staful Gloriei, echipă care are toate șansele să promoveze în Liga Florilor, grație unui parcurs excelent în turul Diviziei A. Ieri, Lotul Buzoian a primit două plombe via Măgura Cisnădie. Este vorba despre Andreea Mărginean și Cristina Strahan, două jucătoare pentru linia de 9 metri, capitol la care Gloria era deficitară. Am hotărât să întărim puțin lotul pentru că e sezonul lung și vor fi jocuri dificile. Și am ajuns la un acord cu echipa de Liga Națională Măgura Cisnădie pentru transferul celor două jucătoare, Mărginean Andreea și Strahan Cristina. Jucătoare la linia de 9 metri și pivot, una din ele, Mărginean, poate să joace și pivot și la 9 metri și zic eu că în felul acesta ne completăm cât de cât echipa. Două jucătoare, cel puțin una dintre ele foarte înalte. Da, aceasta a fost și ideea, să ne întărim în centrul apărării, pentru că acolo eram deficitar la aruncările de afară. Aveam niște jucătoare mai mici de statură, care se apărau foarte bine, dar știți cum e. Dacă la aruncările de afară trebuie să ai și ceva talie. Și atunci zic eu că e bine venit în centrul apărării acolo. Cele două handbaliste s-au acomodat deja la Buzău, deși timpul petrecut împreună cu noile colege a fost unul scurt. Mâine ele vor fi angrenate în noul sistem cu ocazia unui amical programat la Plopeni. Foarte bine până acum, am venit recent, pe bune fetele cunoșteam deja că am mai fost înainte, e ok. De ce ai ales Buzău? Pentru că am un proiect frumos, știu că vor să promoveze și să creștem împreună. Gloria Buzău va disputa următorul meci oficial tocmai pe 17 decembrie, acasă, în compania celor de la CS Danubius Călăraș. Etapa 15 este programată pe 27 decembrie, dar oficialii buzoieni au cerut federației acceptul de a devansa meciul cu câteva zile.